În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acea să fie cu voi. Cucernice, Părinte, Rector al seminarului nostru, Farcaș Benone, iubiți frați într-o preoție, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași, prin mijloacele de comunicare, radioul, televiziunea și internetul. Celebrăm astăzi Duminica Bunului Păstor, a patra a Sfintelor Paști. Din acest motiv, Biserica a ales ca în această duminică să fie celebrată și Ziua Mondială a Vocațiilor, în special a vocațiilor la Sfânta Preoție și viața de apostolat. Așa cum ne îndeamnă Iisus în Evanghelie, secerătorii sunt puțini, de secerat este mult, rugați-L pe stăpânul secerișului să trimită lucrători în secerișul său mare. De aceea vă îndemn pe toți la această Sfântă Liturghie să punem o intenție specială pentru vocații la Sfânta Preoție și viața de apostolat, dar să-i avem în vedere și pe păstorii bisericii noastre, papa, episcopii, preoții, diaconii, cei care formează așa-numitul cler al bisericii, ca să fie la înălțimea chemării lor, adică buni și sfinți, cum este păstorul cel bun, Iisus, mai marele păstorilor. Adăugăm toate celelalte intenții bune pe care le aveți fiecare și la începutul Sfintei Liturghii îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit. Ne cerem iertare unii altora ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
cerului Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și veșnic, călăuzește-ne spre bucuriile cerești, pentru ca și smerenia turmei să ajungă acolo unde a intrat Hristos, bunul păstor, mergând biruitor înaintea ei. El care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor.
În ziua Rusaliilor, Petru, stând în picioare împreună cu cei 11, și-a ridicat glasul și le-a vorbit. Să știe cu siguranță toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Când au auzit, au fost pătrunși la inimă și i-au spus lui Petru și celorlalți apostoli. Ce să facem, fraților? Petru le-a zis, convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, pe oricât i-ar chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte dădeau mărturie și îndemnau zicând, salvați-vă de această generație perversă. Așadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezați. În ziua aceea li s-au adăugat cam la 3.000 de suflete. Cuvântul Domnului.
Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, dacă suportați suferința, deși faceți binele, aceasta este un har înaintea lui Dumnezeu. De fapt, la aceasta ați fost chemați, căci Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă exemplu ca să mergeți pe urmele Lui. El, care nu a săvârșit păcat și nici nu s-a găsit înșelăciune în gura Lui, El, care insultat fiind, nu a răspuns la insultă, suferind, nu amenința, ci s-a încredințat în mâna Celui care judecă cu dreptate. El însuși, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul Său, pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre, cuvântul Domnului. Cel bun, spune Domnul, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a zis: adevăr, adevăr vă spun, cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoț și un tâlhar. Dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le conduce afară. Când le-a scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea. Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor. Iisus pusese această asemănare pentru ei, dar ei nu au înțeles ceea ce le vorbea. Atunci Iisus a zis din nou: adevăr, adevăr vă spun, eu sunt poarta oilor. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să ucidă. Eu am venit ca să aibă viață și să o aibă din belșug. Cuvântul Domnului.
Preasfințite, iubiți frați și surori în Hristos, duminica de astăzi are o îngemănată semnificație. Duminica Bunului Păstor. Iisus a caracterizat pe sine cu diferite titluri. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt învierea. Eu sunt pâinea cea vie. Astăzi l-am auzit spunând, eu sunt păstorul cel bun. Nu întâmplător, Biserica a instituit această duminică ca fiind Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații. Ziua în care ne cheamă să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să sădească în inimile câtor mai mulți creștini vocația la preoție și la viața consacrată. Eu sunt păstorul cel bun. Pentru urechile noastre, această expresie poate nu ne spune prea mult. Câți dintre noi cunoaștem cu adevărat ce înseamnă și în ce constă viața și munca unui păstor? Mulți nici nu au văzut în realitate un păstor și cunosc cum arată unul din emisiunile prezentate la televizor sau din fotografiile din ziare și reviste. Pentru contemporanii lui Iisus însă, această imagine era foarte familiară. Pământul Israelului este în general muntos și adaptat pentru păstorit. Multe dintre cele mai importante personaje ale Vechiului Testament au fost păstori. Abel, Abraham, Iacob, Moise, David. Deseori psalmiștii și profeții numesc pe Dumnezeu păstorul lui Israel, așa cum este cazul cu psalmul pe care l-am cântat astăzi. Chiar și Mesia, Iisus, este anunțat de profeți ca un păstor care va avea grijă de poporul israelit. Având în spate această tradiție, Iisus însuși se caracterizează pe sine ca păstor al poporului ales al lui Dumnezeu și ne spune astăzi, eu sunt păstorul cel bun. Când vorbim de Iisus, păstorul, prima imagine care ne vine în minte este aceea pe care o întâlnim zugrăvită în icoane. Iisus care ține pe spate sau în brațe un miel. Este adevărat. Iisus, păstorul cel bun, merge în căutarea oiței pierdute despre care ne vorbește parabola relatată de Sfântul Evanghelist Luca. Dar imaginea de care ne vorbește Evanghelia de astăzi, luată din Sfântul Ioan, ca de altfel și textele care urmează acestui fragment pe care l-am ascultat, imaginea zugrăvită de Sfântul Ioan, spun, nu are nimic de a face cu acea fotografie delicată și sensibilă. Evanghelia nu ne-l prezintă pe Iisus mângâind cu gingășie oaia rănită, ci ca un bărbat puternic, un bărbat viguros, tenace, care luptă împotriva tâlharilor și animalelor de pradă care atacă turma, asemenea regelui David, care urmărește leul și ursul care i-au furat oaia din turmă și doborându-i le smulge prada din colților sălbatici. Iisus este bunul păstor pentru că nu se teme să lupte până la capăt, cu orice preț. Nu se teme să-și dea viața pentru turma pe care o iubește și pentru fiecare oiță în parte. Prima afirmație pe care Iisus o face, caracterizându-se pe sine ca păstor, este oile mele nu vor pieri nici când și nimeni nu le va răpi din mâna mea. Așadar, salvarea și mântuirea oilor din turmă nu este garantată de docilitatea lor, de fidelitatea lor, ci de iubirea gratuită și necondiționată a păstorului, de curajul său, de sacrificiul său. Și aceasta este o veste extraordinară pentru noi. Este vestea cea bună care izvorăște din învierea lui Iisus și pe care fiecare creștin trebuie să o vestească fără teamă tuturor. Iisus, bunul păstor, ne mântuiește nu pentru meritele noastre, ci din dragostea pe care o are pentru noi. Dragoste care l-a determinat să sufere și să moară pe cruce pentru noi. Păcatele noastre, slăbiciunile noastre, mizeria noastră omenească, egoismul nostru, nu vor reuși niciodată să învingă iubirea pe care Iisus o are pentru noi. Nu vor reuși niciodată să-L oprească pe bunul păstor să ne smulgă din gheara păcatului și a morții
pentru a ne duce înapoi în staurul Său. Tot în aceste fragmente, Apostolul Ioan așează în gura lui Iisus cuvintele: Eu sunt păstorul cel bun, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele mă urmează. Noi suntem ucenicii lui Iisus, dar trăim în această lume, într-o societate care deseori ne îndepărtează de învățătura lui Iisus. Noi înșine suntem simple ființe umane și auzim atât de multe voci, atât de multe invitații, atât de multe mesaje care sunt străine de învățătura Maestrului nostru. Sunt mulți aceia care se erigează în păstori și promit o viață ușoară, promit bunăstare, fericire, invitându-ne să-i urmăm. E destul de ușor să ne lăsăm înșelați de astfel de voci. Cum putem așadar recunoaște între atâtea glasuri pe acela al adevăratului păstor? Este o singură metodă, aceea de a ne obișnui urechea cu vocea Lui. A asculta cuvântul Său, a-L asculta des, frecvent, a-L citi. Cine ascultă pentru câteva minute pe cineva și apoi nu-i mai aude glasul pentru un an, îi va fi foarte greu să-i distingă vocea în mulțimea de glasuri care ne înconjoară și care răsună în urechile noastre. La fel, cine ascultă glasul lui Iisus o dată pe an, nu va învăța niciodată să recunoască vocea adevăratului păstor care îi vorbește. Oile mele ascultă glasul meu. Când și cum ne vorbește Iisus? El ne vorbește în primul rând prin cuvântul Său, prin Evanghelia pe care o ascultăm în fiecare duminică. Evanghelie care nu este o poveste oarecare, este cuvântul lui Dumnezeu care dăruiește viață, care, așa cum spune Sfânta Scriptură, nu se întoarce înapoi la Domnul fără să fie adus rod, care ne umple de har și putere. Nu este un simplu cuvânt omenesc, este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ne ridicăm atunci când ascultăm Evanghelia. De aceea, înainte de a o proclama, preotul sau diaconul, conștient de nevrednicia și slăbiciunea sa umană, își pleacă cu umilință fruntea și spune: Curăță inima mea și buzele mele, atotputernice Dumnezeule, ca să pot proclama cu vrednicie Sfânta Evanghelia ta. Vocea lui Iisus ne vorbește apoi prin rugăciunea noastră, ne vorbește prin glasul conștiinței noastre, prin învățătura Bisericii. Nu e ușor să-L urmezi pe Iisus, pentru că El nu promite succese ușoare, nu promite triumfuri, victorii nemeritate, așa cum fac falșii păstori. El ne cere dăruire de sine, pretinde renunțare la propria persoană, cere sacrificiu. Și cu toate acestea ne asigură că aceasta este singura cale care ne conduce la fericirea veșnică, care ne conduce la viața veșnică alături de Dumnezeu. Nu există scurtături. Cine ne indică o altă cale, ne înșeală și ne conduce la moarte. Pentru că această Evanghelie să poată fi proclamată tuturor oamenilor, este nevoie de vestitori, de persoane care ascultă chemarea lui Dumnezeu și aleg să-L urmeze numai pe El. Păstorul cel bun, modelul și imaginea tuturor celor cărora le este încredințată misiunea de a se îngriji de nevoile sufletești ale credincioșilor, ne este prezentat astăzi. Mai este oare nevoie să vorbim despre necesitatea preoților și a călugărilor, nevoia pe care o resimte atât de mult biserica noastră? Biserica are mereu nevoie de păstori care, prin însușirile lor, să-L întrupeze în mijlocul nostru pe Iisus, păstorul cel bun. Este nevoie de oameni prin care păstorul să lucreze, să păstorească, să aducă la turmă toate oile, să conducă întreaga turmă spre staurul ceresc. De aceea este necesar să-L rugăm pe Dumnezeu să sădească sămânța generozității
și a jertfirii de sine în fiii și fiicele neamului nostru, pentru ca, răspunzând chemării lui Dumnezeu, să-și dedice viața slujirii lui Hristos și oamenilor. Sunt multe de spus despre datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin, datorie pe care o are în promovarea chemărilor la preoție și viața consacrată. Una dintre ele și poate cea mai importantă este aceea de a ne ruga pentru vocații. O chemare se naște în mijlocul unei comunități dacă aceasta se roagă pentru vocații. Nimeni nu sădește o floare sau un pom în nisip sau piatră, ci într-un pământ roditor capabil să primească sămânța. Dumnezeu sădește cu siguranță chemările într-o comunitate care îi cere acest lucru. Adevăratul creștin va cere cu insistență lui Dumnezeu în rugăciune să ridice din sânul familiei, din sânul comunității din care face parte, păstori adevărați, autentici, generoși, formați după chipul și asemănarea Lui. O altă datorie o constituie misiunea pe care au părinții de a sădi și favoriza în inimile copiilor disponibilitatea și generozitatea de care este nevoie pentru a urma în viața această cale dificilă, dar în același timp plină de satisfacție. O adevărată chemare se naște în primul rând în familie. Un suflet tânăr va fi deschis chemării lui Dumnezeu dacă își va vedea părinții trăind cu adevărat după învățătura lui Hristos. Dacă îi va vedea participând la sacramente, trăind împreună în înțelegere și pace, dacă va vedea la ei exemple de bunătate și generozitate față de cei săraci și nevoiași. Un tânăr sau o tânără va fi dispus să se dedice unei vieți de rugăciune dacă în familie s-a rugat împreună cu părinții, dacă a îngenunchiat împreună cu ei în fața Sfântului Sacrament, dacă s-au rugat împreună rozarul, dacă au participat împreună la Sfânta Liturghie, dacă au fost duși de mână să primească Sfânta Împărtășanie. Așadar, familia este aceea care favorizează sau înăbușă chemarea sădită de Dumnezeu în sufletul tânăr. În sfârșit, mă adresez vouă, tineri și tineri, și vă îndemn, ascultați glasul Domnului, care poate va chema deja. Se poate întâmpla ca voi să fi primit în sufletul vostru această chemare, această vocație de a-L urma. Poate că acesta este drumul pe care Domnul vrea să-L urmați. Nu considerați că este imposibil. Să nu vă fie rușine. Încercați să-L urmați, să urmați acea voce plină de dragoste care vă alege. Vă alege cu acea generozitate pe care Domnul însuși vă va dărui dacă i-o veți cere cu încredere. Îmi vin în minte cuvintele pe care Sfântul Părinte Papa Francisc le-a adresat tinerilor în documentul pe care l-a dăruit Bisericii îndată după Sinodul pentru Tineri. El îi îndemna tinerilor, iubiți viața, trăiți această viață, luați ce este mai bun de la ea, deschideți porțile coliviei și zburați. Vă rog frumos, nu ieșiți la pensie înainte de timp. O invitație, o chemare de a-L căuta pe Hristos, de a-L urma, de a-L iubi, pentru că numai împreună cu El viața are farmec, are gust. Numai împreună cu El viața poate și merită să fie trăită. O chemare de a căuta propriul drum spre Dumnezeu cu mult curaj, cu multă încredere, sigur fiind că El este acela care luminează pașii noștri atunci când suntem în întuneric. El este acela care ne susține și ne întărește atunci când suntem înfricoșați. O chemare adresată și seminariștilor, pe care îi îndemn să rămână pe strada pe care merg acum, pe care au ales-o de bunăvoie, și să nu se lase abătuți
de eventualele tentații care pot să apară în viața noastră, pe care îi îndemn să guste cu bucurie din toate momentele fericite, din toate momentele voioase ale vieții lor de seminarist și să suporte cu tărie creștinească greutățile și încercările prin care trec, sigur fiind că El, care ne-a chemat, nu ne va lăsa niciodată singuri. Situația pe care o trăim ne împiedică să ne adunăm așa cum o făceam de obicei pentru a ne ruga împreună pentru vocații, pentru a participa la vigilii, la cateheze, care să promoveze chemările la preoție și viața consacrată. Însă nimeni nu ne poate împiedica să facem acest lucru în tăcerea inimii noastre, acasă, într-un spațiu mai restrâns, dar în același timp într-un spațiu infinit care este sufletul nostru, în care se găsește Dumnezeu pe care să-L rugăm să trimită mereu secerători în secerișul Său. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să-i cerem în rugăciunea noastră lui Dumnezeu Tatăl să ne mențină mereu uniți cu Iisus, Păstorul cel Bun, care ne călăuzește la izvoarele vieții veșnice. Să ne rugăm și să spunem împreună: Iisuse, Păstorule Bun, apără biserica ta! Iisuse, Păstorule Bun, apără biserica ta! Pentru ca biserica lui Hristos să sprijine prin iubire viața comunităților, să educe la credință pe cei mici, să-i întărească pe cei în vârstă și pe cei bolnavi și să-i pregătească pe muribunzi pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Să ne rugăm! Iisuse, Păstorule Bun, apără biserica ta! Pentru ca Sfântul Părinte, episcopii și preoții să iubească pe toți oamenii cu inima lui Hristos și să fie dispuși să-și dedice pentru ei toate puterile, chiar și viața. Să ne rugăm! Iisuse, Păstorule Bun,
apără biserica ta. Pentru ca tinerii și tinerele care au auzit invitația Domnului de a-L urma îndeaproape, să găsească puterea unei dăruiri totale, astfel încât să corespundă cu generozitate darului Duhului, să ne rugăm. Iisuse, păstorule bun, apără biserica ta! Pentru ca acei oameni care trăiesc în îndoială să întâlnească mărturia convinsă a creștinilor și, luminați de har, să-L primească pe Hristos în inimile lor, să ne rugăm. Iisuse, păstorule bun, apără biserica ta! Pentru ca întreaga noastră comunitate să cultive germenii vocației pe care Domnul i-a semănat printre noi, pentru slujirea pastorală și pentru viața consacrată în vederea împărăției, să ne rugăm. Iisuse, păstorule bun, apără biserica ta! Părinte milostiv, în Hristos, Fiul tău, ne-ai oferit modelul adevăratului păstor care își dă viața pentru turma sa. Fă-ne atenți la glasul său și prompți în urmarea sa pe calea adevărului și a iubirii. El care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să-ți aducem necontenit mulțumiri prin aceste taine pascale, pentru ca ele, continuând în noi lucrarea mântuirii, să ne fie izvor de bucurie veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Dumnezeului nostru.
vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt, în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim,
pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Doamne, Doamne, Senioare, și Pierea Domnului Hristii, Cărăbându-ne în celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul
Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin.
te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Sângele neprețuit al Fiului Tău și binevoiește a o călăuzi la pășunile cerești prin Hristos Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, așadar astăzi este cea de-a 57-a zi mondială a vocațiilor. Desigur, se cuvine să urăm ani mulți în misiunea, în chemarea, în împlinirea chemării pe care au primit-o începând de la Sfântul Părinte și până la ultima persoană consacrată, dar desigur la mulți ani și tuturor creștinilor, pentru că în virtutea botezului primit, cu toții suntem chemați să fim martorii lui Hristos cel viu, prin, desigur, viața noastră, fie că e vorba de viața consacrată, fie că e vorba de viața preoțească, fie viața de familie și așa mai departe. Așadar, la mulți ani tuturor și încredințăm Domnului în rugăciunile noastre pe toți cei care au răspuns chemării la Sfânta Preoție și la viața consacrată în mod deosebit și îl rugăm pe Domnul să trimită mereu lucrători în secerișul său. Am început această frumoasă lună mai închinată în mod cu totul special cinstirii Preacuratei Fecioare Maria. În fiecare zi, la ora 17, se va recita Sfântul Rozariu, iar la ora 17:30 se va face devoțiunea mariană, în cadrul căreia vor fi cântate litaniile
lauretane. În zilele de miercuri și vineri din timpul pascal, începând cu ora 19, vă invităm să urmăriți catehezele despre Sfânta Liturghie pe care le va prezenta Preasfințitul Iosif Păuleț, iar în zilele de joi vă invităm să vă alăturați la devoțiunea Căii Luminii, care se va celebra imediat după Sfânta Liturghie de la ora 18. Mâine, 4 mai, începe novena de rugăciune către Sfânta Fecioară Maria Tămăduitoare a Bolnavilor, ca pregătire pentru ziua bolnavului, stabilită în dieceza noastră pe data de 13 mai, zi în care este amintită Sfânta Fecioară Maria de la Fatimă. Vineri, 8 mai, când este cinstită memoria fericitului Ieremia Valahul, parohia din Tomești ne invită la sărbătoarea hramului comunității. Desigur, liturghia hramului, care se va celebra la ora 18, se va desfășura în condițiile cerute de autorități și de situația excepțională în care ne aflăm. Totuși, Sfânta Liturghie va fi transmisă pe Facebook și YouTube, astfel încât atât credincioșii parohiei, cât și toți ceilalți cinstitori ai fericitului Ieremia să se poată uni în rugăciune cu preoții de la altar. Vă anunțăm de asemenea că a apărut numărul pe luna mai al revistei Lumina Creștinului și cine dorește celebrarea unei sfinte liturghii pentru vii sau pentru răposați, găsește detaliile necesare pe site-ul parohiei www.amdis.ro. Și deși și Preasfințitul a făcut-o în numeroase rânduri, permiteți-mi ca împreună cu dumneavoastră să mulțumim coriștilor. Corul acesta extraordinar, format din preoții de la Episcopie și Parohie și surorile de la Episcopie și Parohie. Le mulțumim pentru acest talent pe care îl pun în valoare cu multă dăruire, făcând astfel ca celebrările liturgice, deși sunt lipsite de prezența dumneavoastră, prin glasurile lor devin mult mai solemne și plăcute. Vă dorim tuturor ca bucuria învierii Domnului să fie prezentă mereu în viața dumneavoastră. Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi! Numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.
Dumnezeule, care ai binevoit să îmbucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu pruncul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.